vom citi pentru început câteva versete din Evrei, capitolul 11. La versetul 11. Evrei, capitolul 11, la versetul 11. Prin credință și Sara însăși a primit putere pentru întemeierea seminței și dincolo de vârsta potrivită, pentru că l-a socotit credincios pe cel care a promis. De aceea și dintr-unul singur și acel aproape mort au fost născuți o mulțime ca stelele cerului și ca nisipul fără număr de pe țărmul mării. Citim apoi la versetul 17. Prin credință Avram, când a fost încercat, l-a adus jertfă pe Isaac și el care își însușise promisiunile oferea jertfă pe singurul său fiu ca acela căruia îi se spusese: în Isaac ți se va numi sămânța. Socotind că Dumnezeu poate să învieze chiar din morți, de unde, vorbim figurativ, l-a și primit. Prin credință, Isaac i-a binecuvântat pe Iacov și pe Esau cu privire la cele viitoare. Amin. Acesta este textul pe care aș dori să-l avem înaintea noastră în această seară pentru analiză. Și tema pasajului, tema acestei porțiuni este Domnul Iisus Hristos, dar aș folosi expresia pe care o am în traducerea aceasta 2001, vorbind figurativ. Apostolul ne vorbește figurativ, autorul despre Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre el figurativ, da? Prototipic sau prefigurativ, predictiv. Ne prezintă prin niște umbre, prin niște oameni ai Vechiului Testament, lucrarea pe care Domnul nostru Iisus Hristos avea să o facă. Cu alte cuvinte, ne uităm la viața lui Isaac și vom înțelege pe Domnul Iisus Hristos. Sunt trei momente menționate în pasajul acesta din viața lui Isaac, și anume versetul 11 și 12, nașterea lui Isaac, cum a ajuns să se nască Isaac, și ni se arată foarte clar că a fost un lucru supranatural, fiind imposibil pentru Avram și Sara să aibă copii. Apoi ni se vorbește despre evenimentul acesta în care Avram a fost încercat ca să-l aducă jertfă pe Isaac, și asta corespunde, bineînțeles, cu moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci avem nașterea lui, moartea lui, și apoi ni se spune că Avram a crezut că Dumnezeu îl dă înviat din morți. De unde, vorbind figurativ, l-a și primit. Și bineînțeles, lucrul acesta corespunde cu învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci avem trei momente: nașterea, moartea și învierea. Acum veți vedea că pe parcursul acestui mesaj voi combina două perspective. Voi face aplicații principale referitoare la Domnul Iisus Hristos, dar apoi și niște aplicații practice pentru noi, da? Deci, în primul rând, avem în vedere pe Domnul Iisus Hristos, cum este Domnul Iisus prezentat figurativ, și apoi ce principii putem să luăm noi pentru viața noastră. Așadar, ne uităm la Domnul Iisus Hristos prefigurat în viața lui Isaac. Primul moment este descris, bineînțeles, în nașterea lui Isaac, și ne gândim inevitabil la întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Și vedem aici că spune Scriptura că prin credință Sara, cu toată vârsta ei trecută, citesc acum din traducerea noastră obișnuită, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. Vreau să subliniem niște principii. Credința, în versetul 11 ni se arată, este modul prin care primim putere supranaturală. Credința este modul prin care accesăm, da? Sau primim de la Dumnezeu o putere supranaturală. Credința în sine nu produce prin ea însăși absolut nimic. Credința în sine. Deci dacă am credință, dacă practic, ce știu eu, vreo activitate spirituală prin care să-mi crească credința, cu cât am mai multă credință, cu atât o să pot face lucruri mai grozave. Nu! Credința în sine nu produce nimic, ci credința este puternică sau primește ceva supranatural datorită faptului că ne conectează sau ne leagă de sursă. Și sursa este Dumnezeu. În asta stă importanța credinței, că ea ne leagă de sursă, care este Dumnezeu. Da? Uitați-vă aplicație imediat la Domnul Iisus Hristos. Spune în Luca 1:35 așa: Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umpli. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Asta este paralela pe care o vedem între felul în care s-a născut Isaac și felul în care s-a întrupat Domnul nostru Iisus Hristos. Este foarte practic să înțelegem pentru noi următorul lucru. Dacă nu avem credință, nu ne va folosi nicio minune la absolut nimica. Și vreau să vă gândiți la vremea în care Domnul Iisus Hristos s-a umblat pe pământ.
Și s-au făcut tot felul de minuni. N-au mai fost nimeni pe planeta Pământ care să facă minuni ca Domnul Iisus Hristos. Corect? Totuși, fariseii, cei mai luminați oameni ai vremii, s-au uitat la Domnul Iisus Hristos și în fața celor mai incontestabile semne dumnezeiești făcute, ce au spus? Are drac. Face lucrul ăsta cu puterea lui. Într-adevăr, aici a fost o exorcizare, a fost o eliberare de demoni. Dar asta a fost făcut cu puterea diavolului. De ce au spus asta? Pentru că erau, nu erau dovezi suficiente? Nu, ci pentru că nu aveau credință. Gândiți-vă de asemenea la ucenicii Domnului Iisus Hristos și ar fi interesant să citiți Evanghelia din punctul următor de vedere, din unghiul acesta. Care este momentul în care ucenicii recunosc că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Sau care este momentul în care ucenicii trec de la învățătorule spre, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu? Este foarte târziu în lucrarea Domnului Iisus Hristos, foarte târziu. Este tot stupefiați de ceea ce face Domnul Iisus Hristos, pentru că ei nu au recunoscut, nu au acceptat, nu au avut credința în ce era Domnul Iisus cu adevărat. Nu ne mai, ce să mai spunem, de noroade, care au văzut, poate mii, Dumnezeu știe câte minuni s-au făcut, că n-ar încăpea cărțile, spune Ioan, dacă s-ar povesti toate minunile, care au văzut minune după minune și nu au crezut în Domnul Iisus Hristos, s-au lepădat de El. Cu alte cuvinte, doar credința ne face, ne ajută să experimentăm pentru noi puterea lui Dumnezeu, da? Poți să vezi puterea lui Dumnezeu în dreapta și stânga, da? Să fim exact ca mulțimea aceea care îl îmbulzea pe Domnul Iisus, toți vedeau minuni. Dar a fost o femeie care a trecut prin mulțime, s-a atins de Hristos prin credință și ea a experimentat puterea lui Dumnezeu. Aplicație practică. Putem să stăm în adunare și să invidiem, în sensul bun, pe un frate sau pe altul, pentru rugăciunile lui, pentru credința lui, pentru viața lui cu Dumnezeu, pentru sfințenia lui, pentru progresul vieții lui, dar să vezi în dreapta și stânga, impropriu spus, cum Dumnezeu toarnă putere peste unul și peste altul și tu să nu fii atins de ea, da? Într-un fel să fii uimit, să zici, wow, uite ce a făcut Dumnezeu. Dar tu să nu beneficiezi pentru că în tine nu este credință, da? Doar credința este modul prin care primim putere supranaturală, putere supranaturală. Nu știu dacă nu vă mișcă lucrul ăsta sau dacă vă mișcă, dar ar trebui să ne miște. Asta este calea lăsată de Dumnezeu ca să experimentăm puterea lui Dumnezeu în absolut orice privință. În al doilea rând, al doilea principiu, este că credința se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Deci Sara nu a stat așa într-o zi și a început să vizualizeze în mintea ei un copil pe care și-l dorea. Da? Nu știu dacă dumneavoastră aveți momente din astea de visare. Dacă suntem sinceri și bărbați și femei, avem momente de visare. Ne imaginăm un lucru, ne dorim un lucru. Și uneori îl nuanțăm în mintea noastră, da? Nuanțăm visul nostru. Aia nu e credință. Tu ai putea să vizualizezi în mintea ta o dorință ta, o poftă ta, o nevoie ta sau absolut orice și să crezi că ai credință. Eu cred că voi avea lucrurile. Asta nu înseamnă credință. De ce? Pentru că credința se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Credința nu vizualizează visurile mele, poftele mele, păcatele mele. Da? Am un vis, îl vizualizez în mintea mea, obiectul credinței mele este visul meu, nu Dumnezeu. De ce? Pentru că nu se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu, da? De asemenea, gândiți-vă de exemplu la Maria. Facem o paralelă între Sara și Maria. Maria nu a vizualizat ea. Măi, cum am putea noi rezolva problema asta omenirii, a păcatului? Îmi imaginez, eu cred că îl voi naște pe Fiul lui Dumnezeu. Da, cred că Duhul Sfânt ar fi în stare să vină peste mine și să nasc, să zămislesc fără bărbat. Nici vorbă de așa ceva. Ea crezut, iată roaba Domnului, facă-mi se după cum ai spus, da? După cuvintele tale. Ea crezut pentru că i s-a dat o promisiune, pentru că i s-a dat revelație dumnezeiască. Da? Revelație dumnezeiască. Practic, noi nu putem avea credință și de aceea nu se poate numi credință doar dacă noi ne imaginăm un lucru sau vizualizăm sau proiectăm în mintea noastră anumite dorințe, pofte sau planuri, da? Lucrurile astea poartă alte nume în Sfânta Scriptură, dar nu credință. Din nefericire, astăzi se vorbește despre credință așa. Vizualizează mintea ta. Eu am auzit predică în felul următor. Avem nevoie, frate, de o mașină pentru misiune. Fii atent, trebuie să fii specific înaintea Domnului. Ce mașină? Din 2003. Slabă credință. Dumnezeu poate-ți da mult. Bun, 2013, hai. Tot slab. 2015, bun. Cu câte locuri? 7. Slab. Bun, cu 9 locuri. Ce vrei? Opel, slab, ai mașina muncitorului. Bun, domnule, Mercedes. Bun, ce culoare? Tu trebuie să-i spui ce culoare. Eu am văzut predicând asta. Nu există nimic în Scriptură care să-ți permită să faci așa ceva. Și apoi rostești, proclam mașina aia. Exact cu toate detaliile. Dumnezeu ți-o aduce, într-un fel sau altul. Aia nu este credință. Credința accesează, are ca
hrană, dacă aș putea să folosesc termenul acesta, cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu. Eu nu pot să cred nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, decât cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu. Motiv pentru care astăzi, pentru că nu scrie în Biblie despre mașini, despre case, nu este suficientă revelația lui Dumnezeu. Ei spun, nu, e suficientă revelația lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru numai nu știu ce. Dar nu-i practic. Da? Ce îmi spune revelația lui Dumnezeu despre mașina de care am eu nevoie? Nu spune nimic. De aceea avem nevoie de o altă revelație, care nu e la fel de importantă ca asta, dar care personalizează. Auziți, o revelație extra, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, care personalizează pentru mine. Dumnezeu spune, voi purta de grijă. Hei! Am ajutat pe mine cu nimic lucrul ăsta. Cum îmi va purta de grijă? Așa că am o revelație extra pe lângă Sfânta Scriptură prin care personalizez promisiunea asta. O faci mai precisă, mai practică, mai personală pentru tine. Ce înseamnă că Dumnezeu îmi va purta de grijă? Și atunci eu vizualizez în mintea mea și presupun că ce vizualizez eu în mintea mea îi de la Duhul Sfânt, că de unde mi-au venit gândurile alea? Nu eu credincios. De la Duhul Sfânt. Și atunci vizualizez, proclam pe baza cuvântului, bineînțeles, și vine. Nu este așa. Da? Credința se ancorează în promisiunile, în cuvântul lui Dumnezeu. Ajungem aici la un lucru foarte interesant. La o tensiune pe care o vedem în Sfânta Scriptură. O tensiune între promisiunile lui Dumnezeu și responsabilitatea umană. Dumnezeu îi promite lui Sara că va avea un prunc. Știți bine, Sara râde. Era în cort, sunt femeie bătrână, cum să am la vârsta asta un copil, da? Sara râde. Dar, interesant, după ce râde Sara, autorul cărții evrei nu ne spune Sara a fost o necredincioasă. Autorul cărții evrei ne spune că prin credință Sara a zămislit. Acum există această tensiune între promisiunea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană. Ce credeți că a făcut Sara cu Avram? Nu răspundeți. Da? Dacă Dumnezeu a promis, o să se întâmple. Asta e logica omenească. Dacă Dumnezeu a zis că o să-i mântuiască, o să-i mântuiască și fără noi. Nu! Fals! Greșit! Total fals! Așa putea să spună Sara. Dacă Dumnezeu vrea să am un prunc, o să am un prunc. Dacă nu, nu. Nu. Sara cu Avram a trecut la treabă. Să nu folosesc alte expresii, suntem în adunare, da? Există această, vedeți ce frumos se desface în Sfânta Scriptură, această tensiune, spun oamenii. E un paradox, domnule. E o contradicție. Că dacă Dumnezeu a promis un lucru, o să se întâmple oricum. Ce sens are să mă mai rog? Ce sens are să mă evanghelizez? Ce sens are să mai mă duc la adunare? Dacă Dumnezeu vrea să mă sfințească, o să mă sfințească oricum. Nu e așa. Dumnezeu promite, dar eu rămân responsabil. Eu trebuie să-mi fac datoria pe care o am, da? Și așa a rămas însărcinată Sara. Da? Ea a ajuns la un punct în care a crezut promisiunea lui Dumnezeu, da? Și a rămas însărcinată, da? Sara nu a rămas însărcinată din senin, ea nu era fecioara Maria, ea a avut o relație intimă, normală, naturală cu soțul ei, da? Și-au îndeplinit responsabilitatea, iar Dumnezeu a făcut minunea. Nu există nicio tensiune în implicarea omului și miracolul lui Dumnezeu. Noi credem deseori, domne, ca să fie un miracol autentic, nu trebuie să fie om acolo. Nu e așa, uite, Dumnezeu face cel mai mare miracol mântuind oameni prin oameni, prin cuvintele oamenilor. Asta este învățătura de pretutindeni a Sfintei Scripturi și au fost mult mai multe exemple arătate în această adunare cu privire la acest lucru. Vă mai spun un lucru. Nu vă înroșiți, Dumnezeu este interesat de patul creștinilor. Știți că spune, chiar în Evrei vom vedea, spune, patul să fie neîntinat, să fie nespurcat. Dar Dumnezeu este interesat, Dumnezeu vorbește despre va avea, la anul vei avea un copil, știe exact când va rămâne însărcinată. Dar Dumnezeu vorbește precis despre lucrul acesta. Dumnezeu știe ce facem noi acasă în intimitate. Dumnezeu, nu vă imaginați, Dumnezeu își pune mâna la, fuge, pune deștile în urechi să nu ne audă. Măi, ce face asta cu nevasta? Pune mâinile la ochi! Dumnezeu se înroșește! Vai! Sau Dumnezeu fuge repede și așteaptă, măi, ați terminat? Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este interesat, El știe tot ce facem. Pentru că El a creat lucrul acesta. El l-a făcut. Pentru acest motiv, Dumnezeu este interesat de ce facem. Știți, foarte interesant, vă spun lucrul ăsta pentru că vreau să fac o următoare aplicație. În campania asta LGBTQ și așa mai departe, auzi foarte des următoarea expresie. Ce vă băgați voi, domnule, în patul nostru? Ce vă interesează pe voi ce facem noi în pat? Voi pe noi nu ne interesează ce faceți voi în pat, dar pe Dumnezeu îl interesează. Și Dumnezeu știe ce faceți voi în pat și Dumnezeu a reglementat chiar și ce să facă creștinii în pat. Dar cu alte cuvinte, eu în intimitate mă gândesc, Dumnezeu nu e aici. Doamne, în chestia asta Dumnezeu n-are cum să fie. Nu, Dumnezeu a creat lucrul acela, El a făcut, da? El a intenționat în felul acesta și motivul pentru care noi ne opunem campaniilor LGBT sau cum mai sunt ele numite în fel și chip, este pentru că Dumnezeu
ne-a făcut proclamatori ai cuvântului său. Și Dumnezeu a revelat voia lui cu privire la intimitatea noastră. El a revelat lucrul acesta. Al treilea principiu. Credința este întărită de caracterul lui Dumnezeu. Da? Cum ajunge Sara de la râsul necredinței la o credință fermă? Cum ajunge Sara? Ca în Geneza citim că ea a râs, în Evrei citim, autorul ne spune că ea, prin credință, a zămisit. Ea a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Cum a fost această trecere? Și este foarte frumos să observăm că Sara nu rămâne în istorie pentru necredința ei manifestată prin râs, pentru gândurile ei necredincioase, pentru faptul că i-a dat-o pe Agar lui Avram, ci rămâne în istorie pentru credința ei. Și asta este o încurajare pentru noi. Există căderi, există falimentele noastre, unele dintre ele rușinoase. Rușinoase. Mulți dintre noi cu atât am rămas din istoria lui Sara. Că ea i-a dat-o pe Agar lui Avram. Ce lucru dezastruos a făcut. Și a făcut, pentru că a fost un semn al necredinței ei. Dar ea a rămas în istorie în Noul Testament pentru faptul că a trecut de momentul acela, da? A ieșit din hopul acela, din impasul acela a vieții ei, prin credință, prin credință. Și vreau să fac o aplicație pentru noi. Mântuirea noastră este tare datorită caracterului Dumnezeu. Uitați ce spune textul ăsta despre Sara. Sara a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. Vedeți o combinație între caracterul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făgăduit, asta e cuvântul lui. Dar bine știu că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Pentru că Dumnezeu este credincios. Cuvântul lui Dumnezeu n-ar avea nicio valoare dacă Dumnezeu n-ar fi credibil. Dacă n-ar fi credincios. Siguranța mântuirii mele nu stă în faptul că eu am doctrina siguranței mântuirii. Da? Siguranța mântuirii nu stă că eu mă uit în oglindă și spun eu sunt calvinist, eu cred că mântuirea mea e sigură. De aceea sunt sigur de mântuirea mea. Nu asta e siguranța mântuirii mele. Siguranța mântuirii mele nu stă nici măcar în umblarea pe care eu am pe pământul acesta. Siguranța mântuirii mele stă în credincioșia lui Dumnezeu. Dacă noi suntem necredincioși, El a fost, este și rămâne credincios. Și lucrul acesta este aplicat pentru multe alte lucruri din viața creștină. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire, de orice nelegiuire. Bun, ajungem la o altă problemă. Tot s-a vorbit despre ateism dimineață. Vreau să fac și o aplicație, deși sunt mult mai puțin inteligent decât frate care a predicat dimineață. Nici nu știu atâtea poezii, nici nu știu să fac introducerile astea. Oricum, ajungem la următoarea problemă, care este o acuză care ni se aduce deseori, și anume că credința ignoră faptele și realitatea. Deci ca să crezi înseamnă să ignori faptele și realitatea, da? Tu vezi că ești bătrână, ai 100 de ani aproape, doamne, nu poți să faci prunci. Tu să spui, nu voi avea un prunc, asta înseamnă să ignori realitatea. Nu este adevărat. Credința nu ignoră realitatea, ci credința se agață, aș numi așa, de o supra-realitate, de o realitate pe care nu o vezi cu ochiul liber. Credința spune, da, eu sunt bătrână, nu pot să nasc, da? Nu pot să am copii, nici Avram, nici Sara, nu puteau avea copii la vârsta aceea. Credința se agață de o altă realitate, care nu era contrară cu asta. Este o realitate fizică, materială, da? Pe care o poți înțelege biologic, anatomic, cum vrei tu, și este o realitate supranaturală, suprarațională. Și credința de asta se agață. De aceea credința, agățându-se de realitatea asta supranaturală, face ca supranaturalul ăsta să intre în natural și să transforme naturalul. Aici se vede lucrarea credinței, da? Lucrarea credinței. Și în final, credința primește o răsplată imposibilă din punct de vedere natural. Da, zice, din Sara s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. De ce? Pentru că la lucru a fost Dumnezeu. La lucru a fost Dumnezeu. Asta despre nașterea lui Isaac și câteva principii pentru noi. Ajungem la versetul 17, care este extraordinar, unul dintre cele mai frumoase evenimente din istoria omenirii. Jertfirea lui Isaac, care corespunde, bineînțeles, cu răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul său fiu. El căruia îi se spusese în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și drept vorbind că a înviat din morți l-a primit înapoi. Încercarea la care l-a pus Dumnezeu prea Avram nu este intenționat pentru noi să fie un discurs motivațional. Și noi trebuie să fim încercați de Dumnezeu. Și noi când o să fim încercați să facem aia, de obicei pentru asta e folosit pasajul, da? Să fie un discurs terapeutic, motivațional.
Nu pentru asta a fost, ci a fost pentru a ni se arăta lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Eu spun da, există o legitimitate pentru a aplica pasajul ăla pentru viața noastră în diferite aspecte, dar în plan secundar. Primul accent al textului este persoana Domnului Iisus Hristos. Să-L vedem pe Hristos în acest prototip, în această prefigurare în Isaac. Da? De aici trebuie să învățăm un principiu. Noi predicatorii, și eu mă fac vinovat și eu de lucrul acesta, am falimentat deseori să-L arătăm pe Domnul Iisus Hristos pretutindem în Sfânta Scriptură. Și am folosit amvonul pentru discursuri moraliste, terapeutice, moralizatoare. Moralizatoare înseamnă, fraților, trebuie să facem asta, 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 asta. Terapeutic înseamnă să vă țin un discurs care să vă facă să vă simțiți bine, da? Și să plecați acasă fericiți și să ține fericirea asta vreo două ore. Iar motivator înseamnă să îți dau anumite argumente ca să continui în viață și așa mai departe. Asta este marea tragedie a amvoanilor creștine. Hristos a ieșit din multe biserici și este la ușa bisericilor, cum spune în Apocalipsa, pentru că a fost fugărit de la amvoane. Nu pentru că Hristos nu mai este predicat, ci că este predicat ca un terapeut, ca un consilier, ca un moralizator, ca un educator creștin. Asta este problema, da? Cu alte cuvinte, este o legitimitate să vedem în Isaac anumite principii pentru noi, dar în primul rând trebuie să-L vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să observați paradoxul, un paradox din textul acesta. Avem porunca, promisiunea lui Dumnezeu. Vei avea pe Isaac, din Isaac, o mulțime pe care nu o poate număra nimeni, da? Ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării. Asta e promisiunea. Vine o poruncă care spune ce? Jerfește pe acela din care trebuia să vină sămânța asta. Isaac n-avea niciun copil. Dacă Isaac avea un copil, atunci ar jertfea pe Isaac, linia mergea înainte. Promisiunea lui Dumnezeu, zice, din el, în el erau cuprinse toate visurile lui Avram. În el erau cuprinse toate dorințele lui Avram. În el erau cuprinse toate promisiunile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dă o poruncă care pare să calce în picioare promisiunea lui Dumnezeu. Pare un paradox, o contradicție totală. Și vedem multe texte în Sfânta Scriptură care aparent ni se par o contradicție. Dar este o contradicție doar pentru mintea noastră slabă și finită. În realitate nu este nicio contradicție acolo, da? Și vedem că Avram se străduiește mintea lui și raționează el cumva. Dom'le, ce-o fi aici? Dumnezeu mi-a promis că în el, deci trebuie să fie în el. Dumnezeu nu are cum să-și calce promisiunea. Și tot Dumnezeu încerce să-l omor. Care e singura variantă care rămâne? Singura variantă care i-a rămas este că Dumnezeu îl va învia. El raționează, da? Credința nu este antirațională. Avram raționează și pe baza raționării, da? Pe baza împăcării cumva a promisiunii lui Dumnezeu cu porunca la Dumnezeu, el se duce și să aducă pe Isaac ca jertfă. Ce credeți? Avea Avram motive să n-asculte? Sau niște argumente să zică, domnule, deci, de ce să nu-l aduc pe Isaac? Am auzit vocea asta. De ce să nu-l aduc pe Isaac? Păi nu era normal, nu, într-un fel nu era normal, nu pare nimic natural normal în lucrul ăsta, da? Semăna cu practicile păgânești, numai păgânii jertfeau copiii. Pare să fie contrară cu promisiunile lui Dumnezeu. Nu este consecventă cu direcția în care mergeau lucrurile, da? Avem moștenitorul acum în care trebuiau să se împlinească promisiunile lui Dumnezeu. Era visul lui de o viață. Cum să mă duc să-l aduc jertfă, da? Era contrar cu afecțiunile lui părintești. Aproape că nu găsești niciun argument care să susțină porunca lui Dumnezeu. Niciun argument. Rațiunea umană nu găsește de multe ori datorită slăbiciunii ei. Nu că poruncile lui Dumnezeu nu sunt raționale. Nu găsește argumente. De ce îmi cere Dumnezeu lucrul ăsta? Pare absurd. Dar în spate era o lucrare deosebită a lui Dumnezeu. Da? Este un paradox aparent. Acum, vă întreb pe dumneavoastră și răspundeți. L-a adus Avram jertfă pe Isaac la propriu, fizic? L-a jertfit pe Isaac? L-a jertfit, l-a tăiat pe Isaac? Nu l-a tăiat pe Isaac. Dar auziți ce spune textul? Foarte interesant. Textul ne spune altceva. Ia auziți ce spune textul. Prin credință Avram, când a fost încercat, l-a adus jertfă pe Isaac. Scriptura ne spune foarte clar, și autorul cărții Evrei știe foarte bine Vechiul Testament și vorbea un evrei. Nu-și permitea să spună o minciună, da? O asemenea enormitate. Ce ne arată autorul cărții Evrei este următorul lucru. În mod fizic, Isaac nu a fost jertfit. Dar din punct de vedere al inimii, al atitudinii, al dispoziției lui Avram, Isaac era ca jertfit. Corect? Pentru că Avram se trezește, pregătește și pleacă cu Isaac ca să-l aducă ca jertfă. Inima lui Avram era dispusă să facă lucrul acela. Asta era atitudinea inimii lui. De asta vreau să spun următorul lucru. În acțiune Avram nu l-a jertfit, dar l-a jertfit în dispoziția inimii lui. De aceea dispoziția inimilor noastre este mai importantă decât acțiunile noastre. Dispoziția inimilor noastre este mai importantă decât acțiunile noastre. Sunt oameni care în exterior trăiesc foarte moral. Pavel spune despre sine când era necredincios.
din punct de vedere al legii, era un neprihănit. Asta era în exterior. Care era dispoziția inimii lui? Îl ura pe Hristos, trimisul lui Dumnezeu, și ura pe toți copiii lui Dumnezeu care erau mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Asta era dispoziția inimii lui. Dispoziția inimii lui nu era spre Dumnezeu. În mod asemănător, dispoziția inimii noastre este cel mai important aspect al vieților noastre. Dispoziția inimii noastre. Dacă suntem dispuși, da? Dacă suntem predispuși. Și eu cred că asta este, pentru mine, din ce înțeleg din Scriptură, este dovada numărul unu a nașterii din nou. Care este dispoziția inimii tale? Să nu ne înșelăm. De multe ori am putea spune, am auzit că important e dispoziția, s-ar putea că Dumnezeu să nu mă pună să sacrific lucrul ăsta. Deci da, Doamne, sunt dispus să fac lucrul ăsta, dar eu spun lucrul ăsta doar pentru că știu că Dumnezeu nu va smulge lucrul ăla din mâini. Da? Trebuie să ne verificăm foarte sincer care este dispoziția inimilor noastre, spre ce suntem înclinați, spre ce suntem predispuși. Imaginați-vă sufletul omului cu câteva compartimente, da? Emoții, minte, voință, conștiință. Omul total depravat, stricat, are toate facultățile sufletului îndreptate spre rău. În nașterea din nou ce se întâmplă, când suntem făcuți părtași firii dumnezești, uniți cu Domnul Iisus Hristos, dependenți de Domnul Iisus Hristos, toată dispoziția inimii noastre se întoarce invers. Tu nu vei fi desăvârșit din momentul ăla. Tu nu vei spune, n-am mai făcut niciun păcat, n-am mai avut niciun faliment. Nu există nicio discuție în privința asta între noi. Noi știm că nu suntem desăvârșiți. Noi știm că viața noastră este un urcuș, este o ascensiune, este un progres. Nu este desăvârșire sau perfecțiune. Noi nu credem asta. Dar dispoziția inimii noastre este schimbată. Eu cad în ascensiune. Da, eu cad pe drumul ăsta progresiv. Eu nu cad în jos la vale. Eu sunt pe calea Domnului. Folosesc o metaforă, la deal și acolo cad. Dar nu mă rostogolesc și mă duc înapoi la vale. Căderea noastră este pe cale, cu direcția, cu orientarea spre Dumnezeu. Asta este întrebarea. De aceea, când cade un creștin, el este mustrat de Duhul Sfânt, este cercetat de Duhul Sfânt, da? El nu este lăsat în starea aceea. Vine o întristare duhovnicească peste viața lui. Conștiința lui îl tulbură, nu pentru că o să fie pedepsit, pentru că aud frații, ci pentru că a păcătuit împotriva celor care îl iubește și care a adus tot ce a mai scump pentru el, da? Asta este, dispoziția noastră este cea mai importantă. Vreau să întoarcem la Geneza 22 și să privim puțin prin Isaac, să-l privim pe Domnul Iisus Hristos, să privim la Domnul nostru Iisus Hristos. Și acesta este punctul focal al acestui mesaj. Vreau să fiți atenți aici pentru că este foarte, foarte important. Am mai călătorit noi prin pasajul acesta, dar ne uităm din nou la el pentru că evrei ne trimite aici. Da? Foarte clar ni se arată la versetul 1. Dumnezeu l-a încercat pe Avram și a zis Avrame și el a zis iată-mă și a zis ia acum pe fiul tău, nu zice pe unul din fiii tăi, că avea doi, pe singurul tău fiul, numește așa pentru că este fiul promisiunii, pe care îl iubești. Vreau să vă gândiți la Dumnezeu, în tot timpul acesta să vă gândiți la Dumnezeu. Dumnezeu n-a trimis pe cineva pe care nu iubea. Știți că Domnul Iisus Hristos accentuează dragostea eternă în care se află cu Tatăl. Dumnezeu a trimis pe fiul lui pe care îl iubea. Nu există dragoste mai mare în univers decât dragostea pe care Dumnezeu Tatăl o are pentru Fiul Său Iisus Hristos. Nu există dragoste mai mare. Bun. Mergi în Ținutul Moria și adu-l acolo cu ardere de tot pe unul din munții despre care îți voi spune. Și Avram s-a sculat ascultare directă, credință pusă în ascultare. S-a sculat dizelineața, a pus șaua pe măgarul său și a luat cu el pe doi dintre slujitorii săi și pe Isaac, fiul său, și a despicat lemnele pentru arderea de tot și s-a ridicat și a mers la locul despre care vorbise Dumnezeu. Inimaginabil. Inimaginabil. Cum să faci asta atât de prompt? Asta este credința lui Avram. El crede pe Dumnezeu. Eu nu știu cum o fi fost noaptea aia, nu știu ce o fi trecut prin sufletul lui Avram, prin mintea lui Avram. Habar nu am. Biblia nu ne spune. Dar ne spune că ascultarea credinței lui Avram a fost o ascultare promptă, da? A treia zi, Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis tinerilor săi și ascultați. Rămâneți aici cu măgarul și eu și băiatul vom merge până acolo și ne vom închina. Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos. Când a urcat pe muntele Jerfirii, s-a dus acolo, spiritual vorbind, doar el cu Dumnezeu. Doar el cu Dumnezeu. Toată lumea se împrăște lângă el, da? Și lucrul acesta ne arată desăvârșit că în lucrarea mântuirii noastre noi nu am fi putut și n-am contribuit cu absolut nimic. Doar el cu băiatul. Da? Dumnezeu este cu fiul său ca să înfăptuiască în el lucrarea mântuirii. Eu cred că dacă Dumnezeu ne-ar fi dus la cruce, în momentele acelea în care mânia lui Dumnezeu a fost coborâtă pe fiul său,
ne-ar fi pleznit mințele la toți. N-am fi rezistat la acea revelare a lucrării lui Dumnezeu, la acea taina mântuirii. Nimeni n-a fost acolo. Nimeni n-a știut ce se întâmplă între Tatăl și Fiul lui. Absolut nimeni. Aceasta este taina mântuirii noastre. Apoi spune Scriptura așa. Foarte interesant. Și eu cu băiatul vom merge până acolo și ne vom închina. Eu cred că Isaac s-a supus de bună voie. Avram era bătrân. Nu știu cât de mult putea să se opună lui Isaac dacă Isaac nu vrea să fie jertfit. Nu știu cum l-am lămurit. Habar nu am ce a explicat. Zice, ne vom închina. Și auziți. Și vom veni din nou la voi. Nu vă sună minte limbajul acesta în Noul Testament? Domnul Iisus Hristos zice, voi muri și a treia zi voi învia. Și se vorbește în același limbaj despre întoarcere. Voi veni înapoi la voi, da? Este o promisiune extraordinară, o promisiune în întoarcere sale, după cruce, după înălțare, da? Și auziți ce spune Scriptura? Ne vom închina. Cred că lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos a fost cel mai înalt act de închinare din întreaga istoria acestui univers, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a dăruit pe sine înaintea Tatălui într-o ascultare deplină și neînțeleasă pentru noi. Cel viu, Domnul vieții, Părintele vieții, Prințul vieții, se dă la moarte. Cel sfânt, cel fără păcat, este, spune Pavel în 2 Corinteni, este făcut păcat pentru noi. Sau spune în Galateni, este făcut blestem pentru noi, da? Inimaginabil pentru noi, inimaginabil pentru noi. Acela a fost cel mai înalt act de închinare adus din întreaga istorie a omenirii. S-a dus și s-a închinat. Avram a luat lemnele ardere de tot și le-a pus pe Isaac, fiul său. Și a luat în mână focul și cuțitul și mergeau amândoi împreună. La fel Domnul Iisus Hristos, știți, și-a purtat instrumentul execuției pentru că l-a acceptat de bunăvoie. Da? Și-a purtat singur instrumentul execuției. Este un eveniment deosebit. Deosebit. Foarte interesant. Îi pune lui Isaac focul, da? Îi pune lui Isaac lemnele, mă scuzați, și spune și-a luat în mână focul și cuțitul. Eu cred că este o imagine a faptului că execuția adevărată făcută peste Domnul Iisus Hristos a fost făcută de Dumnezeu Tatăl. Spune în Isaia 53, a găsit cu cale cine? Dumnezeu, despre Dumnezeu vorbește. A găsit cu care să-l zdrobească prin suferință. Da, Iisus își poartă instrumentul execuției pentru că l-a acceptat de bunăvoie și adevărata armă de execuție a fost în mâna lui Dumnezeu, nu a romanilor. În ultima instanță, nu romanii l-au executat pe Domnul Iisus Hristos, ci Dumnezeu Tatăl și-a executat singurului fiu pe care îl iubea din eternitate. Și este interesant, este dialogul acesta între Isaac și Avram. Spune așa, Isaac a vorbit cu Avram, tatăl său, și a zis, citiți în psalm, în psalmii profetici, unde fiul vorbește cu tatăl, unde îi se face chemarea. Am văzut în evrei lucrul ăsta, îi se face chemarea fiului. Și fiul ce spune? Exact ce spune Isaac. Exact ce spune Isaac. Ce spune tatăl, de fapt, da? Și el a zis, iată-mă, fiul meu, și a zis, iată focul. Și lemne, dar unde este mielul? În același fel, Domnul Iisus Hristos își asumă, ia pentru sine lucrarea această mântuitoare. Știți ce e interesant? Dacă ar fi să facem o paralelă între pasajul acesta și momentul în care Domnul Iisus Hristos este la cruce, Dumnezeu a vorbit cu Fiul din veșnicie. Au făcut legământul, au făcut tratatul, au rezolvat toată lucrarea mântuirii, au făcut planul. Cât timp este în viață, Domnul Iisus Hristos spune, eu nu vorbesc decât cuvintele pe care mi le dă Tatăl. Eu nu fac decât lucrările pe care le văd la Tatăl. Singura zi din istoria acestui univers în care Tatăl nu a vorbit cu Fiul a fost când Fiul a fost părăsit de Tatălui. Și Hristos strigă, Dumnezeul meu! Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și nu s-aude niciun răspuns. Aceasta este marea diferență între pasajul acesta și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Când Fiul întreabă, unde este mielul? Tatăl îi răspunde. Când Fiul strigă la cruce la Golgota pentru noi, Tată, pentru ce m-ai părăsit? Tatăl nu îi răspunde. Pentru că atunci a fost separat de Tatălui ca să nu fim separați noi. Atunci nu a primit el răspuns ca să primim noi răspuns. În ceasul cercetării noastre și în ceasul în care vom striga la Dumnezeu. Ce taină mare! Ce taină mare este în pasajul acesta. Este foarte interesant. Isaac urcă cu lemnele. Urcă cu lemnele. Și la crucea la Golgota, într-un fel au contribuit și oamenii cu ceva la jertfa Domnului Iisus. Cu instrumentul execuției. Ăsta e singurul lucru cu care am fi putut să ne ducem. Dacă vă gândiți vreodată, Domnule, ce aș putea să-ți ofer, Doamne? Cu ce aș putea să vin eu? Știți cu ce? Toți ne-am fi dus cu instrumente execuției. Toți. De la primul până la ultimul.
De la cel mai mare rău făcător până la cel mai moral om, exact cum s-a întâmplat, de fapt, toți ne-am fi dus la, acolo, la locul jertfirii Domnului Iisus Hristos cu instrumentul execuției. Ce ticăloși și nenorociți! Eu mă văd în farisei ăia. Mă văd în cărturarea aceea, care blestemau și bajucoreau. În nenorociții aceia care au fost hrăniți de el, care au fost vindecați de el, care au fost eliberați de el. Și singurul lucru cu care s-au dus în cea mai grea zi din viața Domnului Iisus Hristos a fost un instrument de execuție. Cu asta ne-am dus. Asta am făcut. Asta am face toți pentru mântuirea noastră. Ne-am omorât Mântuitorul. Și asta au făcut oamenii. Și întrebarea cea mai importantă este una din întrebările fundamentale. Este cea mai importantă întrebare care s-a pus vreodată în istoria omenirii și aceasta este următoarea. Iată focul și lemnele. Dar unde este mielul? Frați și surori, noi vă văd și pe dumneavoastră. Câteodată mă întâlnesc cu voi, sunteți așa de răvășiți, uneori de plictisiți, uneori de prinși în toate lucrurile lumii acestea. Dar haideți să înțelegem, aceasta este întrebarea cea mai importantă. Întrebarea cea mai importantă nu cum o să ies dintr-un impas financiar. Întrebarea cea mai importantă nu e cum o să rezolv nu știu ce probleme. Știți care este întrebarea cea mai importantă? Unde este mielul? Și această întrebare este întrebarea care se naște doar dacă înțelegi sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului. Și când vine Domnul Iisus Hristos, premergătorul lui Ioan strigă: iată mielul lui Dumnezeu. Unde este mielul? Întreabă Isaac. Unde este mielul pentru arderea de tot? Asta e cea mai importantă întrebare. Și dacă nu ți-ai pus-o niciodată, că sunteți copii, sunteți tineri aici, ar trebui să-ți pui întrebarea. Pentru tine trebuie un miel. Pentru mine trebuie un miel. Și ăla nu-l avem noi. Răspunsul este fantastic, extraordinar. Răspunsul la dilema noastră. Răspunsul la dilema noastră distruge orice lucru care ține de efortul nostru, de voința noastră sau de faptele noastre. Ia auziți ce spune. Și Avram i-a zis: fiul meu, Dumnezeu însuși va îngriji de mielul pentru arderea de tot. Și asta s-a întâmplat la cruce. Aș vrea să vă gândiți la un lucru. Este un lucru care trebuie să-ți miște ființa din temelie. Ce a fost în inima lui Dumnezeu Tatăl când El a plănuit toată scena de la cruce? El a plănuit-o? El a plănuit-o? Asta ne spune Scriptura. După știința și planul mai dinaintea lui Dumnezeu. Ce a fost în inima lui Dumnezeu când a creat toată scena aceea absolut oribilă? Când a creat scena aceea, când a plănuit scena aceea unde urma să fie omorât fiul său, singurul său fiu preiubit, ce a fost în inima lui Dumnezeu? Și pentru ce aceasta? Pentru un ticălos ca mine care după atâția ani de mântuire, după atâția ani de credință, se fac aceleași mizerii, aceleași ticăloșii. Pentru asta. Avem acest punct climax. Avram ridică în ascultare totală de Dumnezeu mâna cu cuțitul să jertfească pe Isaac. A luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Și ascultați. Și îngerul Domnului i-a strigat din ceruri, a zis: Avrame, Avrame. Și le-a zis: iată-mă, nu-ți pune mâna pe băiat. Știți ce? Scena s-a repetat la cruce. Dar întotdeauna prototipurile, prefigurațiile din Vechiul Testament lipsește ceva din ele. S-a repetat la cruce scena. Dumnezeu ia paharul plin de mânie pentru păcatele mele, ticăloșiile mele șatale și îl toarne pe fiul său și nu este nimeni să-l oprească. Nimeni nu este. Vă întreb din nou, pentru cine și pentru ce? Pentru mine și pentru voi. N-a fost nimeni. Nimeni să-l oprească. Și el bea întreg paharul. Acum aș vrea să fac o aplicație pentru noi. Acesta este Hristos. Aceasta este lucrarea mântuirii arătată într-un mod fantastic, extraordinar în ceea ce a făcut Isaac.
în ceea ce a făcut Isaac, în ceea ce a făcut Avram cu Isaac. Există o lecție și pentru noi. Și lecția este următoarea. Într-un anumit sens secundar, altarul acesta al jertfirii are un loc și în viața noastră. Are un loc proeminent în viața noastră. Există anumite lucruri foarte importante în viața noastră, care încep să ia locuri principale din viața noastră, să ne controleze viața. Ne storc nervii, ne storc energia, ne storc timpul, ne storc banii, ne storc viitorul, ne storc visurile, da? Poate lucruri foarte extraordinare, niște planuri deosebite pe care le avem, niște daruri ale lui Dumnezeu, lucruri foarte prețioase pe care ni le-a dat Dumnezeu. Dar încep să ia locuri proeminente în viața noastră și viața noastră începe să graviteze în jurul lor, nu în jurul lui Dumnezeu. Și aici intervine această doctrină a venirii la altarul de sacrificiu. Această învățătură despre care se vorbește foarte, 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 foarte puțin. Și știți ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu nu vrea să ne le smulgă. Dumnezeu vrea să facă o asemenea lucrare de transformare în inimile noastre, să ne convingă prin puterea sa extraordinară, încât noi să cedăm de bună voie și să venim și să punem lucrurile alea scumpe, cum și-a pus Avram pe Isaac, să le punem pe altar. Asta vrea Dumnezeu. Lucrul acela poate în care am investit an după an, energie, plâns, lacrimi, transpirație, am dat totul pentru ele. Că au fost lucruri foarte importante pentru noi și Dumnezeu vrea să ne ducem cu ele la altar. Dar sunt lucruri bune, frate. Da, și Isaac a fost bun. Dar e un lucru pentru care mi-am dat viața. Da, și Isaac, pentru Isaac și-ar fi dat viața. Dar e un lucru în care mi-am investit toată energia și toți banii și viața mea și mi-am sacrificat timpul cu copiii. Da, așa a făcut și el. Și ăla pe ăla l-a pus Dumnezeu să-l aducă. Nimic altceva. Pe Ismael ar fi tăiat în bucăți fără niciun fel de probleme. Ascultați-mă. Să-l păstreze pe Isaac. Este o speculație mea, nu spune cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și ce se întâmplă? Se întâmplă următorul lucru. Momentul în care trebuie să te duci cu lucrul acela la altar. Este un act, în Biblie este numit asta lepădarea de sine sau luarea crucii. Dacă voiește cineva să vină după mine, nu spune Domnul Iisus, veniți, că am caietul cu membralitate și vă trec imediat. Nu! Să se lepede de sine, să-și ia crucea, să vină la altar, la imaginea altarului și să pună toate lucrurile. Ce? Soț, mamă, tată, frate, mormântarea tatălui, bani, moștenire, tot acolo. Altfel, nu este vrednic de mine. Nu are parte din mine. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Lucrurile alea prețioase. Dar bune, Doamne, doar de la tine vin, că nu mi le-a dat satana. Da, trebuie să le pui pe altar. Trebuie să le pui pe altar să fie jertfite înaintea lui Dumnezeu. Și asta face noi o rupere lăuntrică. O zdrobire, o frângere, o prăbușire. Și întrebarea pentru noi este dacă am venit vreodată spiritual vorbit la altar. Să-i dăm Dumnezeu. Doamne, îți dau și serviciul ăsta. Ăsta începe să-mi controleze viața. Doamne, îți dau și familia, ți-o dau ție, Doamne, și o fac cum vrei tu, o să meargă de acum înainte. Doamne, îți dau și planul ăsta în care îmi distrug viața. Îmi distrug viața la propriu. Îmi distrug viața spirituală, viața de familie, îmi distrug totul pentru ele. Le pun pe altar, le jertfesc ție, ți le dau ție. Dar am investit atât de mult, nu contează. Este un moment de prăbușire lăuntrică în care luăm lucruri foarte dragi nou și le dăm lui Dumnezeu. Le punem pe altar. Le predăm lui Dumnezeu. Le predăm lui Dumnezeu. Eu cred că ăsta este cel mai dureros act pe care trebuie să-l facă un credincios. Intră la un moment dat pe o linie din asta liniștită, plutim în viață, noi cu planurile noastre, cu gândurile noastre, noi cu viața noastră, trăim așa. Și există un moment. Eu cred din toată inima mea că dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu te va aduce la altar. La altarul de sacrificiu. Că la ăla de mulțumire se pare că ne percepem foarte bine. La altarul de sacrificiu în care să dai lucrurile acelea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi, deși o ducem bine și avem tot ce ne trebuie din partea lui Dumnezeu, nu avem pace și liniște pentru că niciodată nu am ajuns la altar. Pentru că niciodată ghearele astea, mâinile astea care ies din inima noastră, care s-au înfipt în darurile lui Dumnezeu, niciodată nu au fost retezate. Au fost retezate mâinile acestea cu care ne ținem de darurile lui Dumnezeu. Și mulți dintre noi nu facem ce a făcut Avram. Nu vrem să urcăm pe munte. Faceți testul ăsta. Duceți-vă sincer înaintea lui Dumnezeu în singurătate și luați-vă timp. Luați-vă timp și gândiți-vă la lucrul acesta și ați vedeți că Dumnezeu o să vă arate exact care sunt lucrurile care trebuie jertfite. Exact. Mulți dintre noi fugim de munte. De singurătate. Să stau numai eu cu Dumnezeu. Că dacă îmi spune Dumnezeu și știi că o să-ți spună. Și te cheamă la sacrificiu. Și urcarea pe munte e grea. Și ajungerea la altar e grea. Și punerea lucrurilor pe altar e grea. Jertfirea este grea. Este această rupere lăuntrică care trebuie să se întâmplă. Să se întâmplă. Și de multe ori am fi gata să dăm totul, dar în afară de un lucru. Mai avem noi ceva.
care ne controlează viața. Și știți că Domnul Iisus Hristos a fost un maestru în a deconspira un singur lucru. Doamne, am făcut aia, am făcut aia. Lasă poeziile. Lasă poveștile nemuritoare. Ăsta e lucru din viața ta care te macină. Ăsta e lucru care îți sabotează întreaga viață spirituală. Ăsta e lucru care te mănâncă în fiecare zi. Energia, banii, tot viitor, tot îți mănâncă lucrul ăsta. Ăsta trebuie să-l vezi, nu altul. Doamne, dar îți dau, uite, multe lucruri din viața mea. Nu, nu alea. Pe care alea le poți da. Vreau să dai idolul de care te-ai prins. Păi un lucru bun, Doamne, Tu mi l-ai dat. Da, dar l-ai transformat într-un idol. Doamne, e foarte prețios, da. Dar mi-a devenit mai prețios decât mine. Și se întâmplă asta în viața copiilor lui Dumnezeu. Și eu cred din toată inima mea, pentru că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne va duce la altar. Dumnezeu te va aduce într-o zi la altar. Te vei prăbuși și cu mâinile tale vei pune lucrul acela acolo. Dar este un lucru foarte interesant. Și vom vedea imediat în versetul 19. Ce se întâmplă după momentul ăsta de lepădare, de sacrificiu? Este extraordinar. Versetul 19. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și din drept vorbind că a înviat din morți l-a primit înapoi. Niciunul dintre noi nu ne-am duce la altar fără gândirea asta. N-am face lucrul ăsta. Nu ne-am lepădat de noi înșine. Nu ne-am luat crucea. Nu ne-am predat. Nu am jertfit lui Dumnezeu dacă nu știm că există o înviere. Dacă nu știm că există ceva după momentul ăsta. Cu ce am rămas? Gol? Nu. Niciodată. Niciun om care s-a dus înaintea lui Dumnezeu gol și descoperit și a dat totul lui Dumnezeu nu s-a întors gol de acolo. Niciunul. Niciunul. Haideți să vedem cum s-a întâmplat la Avram. Acum, eu am stat și m-am gândit când am studiat pasajul acesta, cum a ajuns Avram la credința asta? Știți cum l-am fi numit eu pe Avram? Nu tatăl tuturor credincioșilor, eu nu l-am fi numit așa. Tatăl tuturor mincinoșilor. Știți că era un expert în minciună. Dar mințea așa cu o semnătate, n-avea treabă. L-aș fi numit tatăl tuturor înșelătorilor. Ba pe Abimelec, ba în Egipt, ba. El n-avea nicio treabă. El chiar a făcut un tratat cu nevasta să mintă. Și au zis, da, niciun problem. Mințim, înșelare pe pâine. L-aș fi numit tatăl tuturor bărbaților lași. Bă, femeie, nu e nicio problemă. Că ajungi pe la Abimelec, că ajungi pe la Faraon, asta e, mie să meargă bine. Mai plecăm cu o capră, mai cu oaie, mai cu nu știu ce de aici, știți că a plecat bogat la ei. Nu e nicio problemă. Acum, ăsta e Avram. Asta l-aș fi numit. Avram. Seamănă cu mine în privința asta. Da? Tatăl tuturor bărbaților care nu și-a apărut soțiile. Ăsta e Avram. Așa l-a fi numit. Biblia nu-l numește așa. Biblia îl numește tatăl tuturor credincioșilor. El a avut un început al credinței când a fost chemat din țara lui. A avut căderi, a avut falimente, a avut suișuri și coborâșuri, dar în final a rămas pentru noi un exemplu remarcabil. Și vreau să învățăm un principiu. Dacă credința ta niciodată nu are dubii și îndoieli, dacă credința ta niciodată nu te trage înapoi, n-ai niciodată falimente, este pentru că niciodată nu ți-ai pus credința în exercițiu. Niciodată nu te-ai izbit de o barieră. Niciodată nu te-ai izbit de o piedică. Tu spui, eu cred. Aia e fideism, da? O credință la nivelul minții. Dacă în credința ai pusă în exercițiu, trecem prin o trecută Avram. Facem lucruri, niște lucruri inimaginabile. Noi n-am crezut că suntem capabili, alții nu cred că suntem capabili de lucrurile acelea. Dar le-am făcut. Dar asta e credința pusă în exercițiu și când te uiți la final la Avram, este un om cu adevărat remarcabil. Eu nu cred în credință fără dubii, fără îndoieli. Vă mărturisesc public și dumneavoastră că n-am nimic de ascuns. Vă mai spun câteodată lui fratele Mihai, frate, azi am predicat ca un ateu. M-a uitat la Biblie, m-a ridicat la amvon, că trebuie, mă uit la textul ăsta, nu spune nimic pentru mine. L-am făcut ferfeniță exact cum face o femeie nervoasă, obosită, mâncare. Le aruncă, l-a făcut, mâncați, tată. Nu intră o stare atunci. N-ai ce să faci. Nu poate să intre, da? Într-o stare pozitivă. La fel se întâmplă. Omul care nu are îndoieli, care nu are dubii, care niciodată nu se simte tras în jos, nu are o credință care e pusă în acțiune. Credința pusă în acțiune trece și prin situații din astea. Nu vă descurajați. Vă descurajați. După noapte, după întuneric, după umbră, există și lumină și dimineață și viață. Dar cum am arătat deja, credința raționează. Zice, el se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și așa s-a dus. Oameni, trebuia să găsească o soluție până dimineață. Cum să mă duc să-l omor? Nu se poate să fi poruncit Dumnezeu așa ceva. Și a găsit o soluție. Promisiunea lui Dumnezeu este clară, Dumnezeu îl va învia din morți. Da? Aproape, aș spune, Avram e matematic în credința sa. E aproape matematic. Gândește foarte bine, face un calcul spiritual, are o logică a credinței sale, o logică divină perfectă, perfectă. Acum vreau să învățăm în final principiul acesta al învierii. Am vorbit despre jertfire, de a merge la altar. Toate lucrurile pe care le dai lui Dumnezeu, pe care le jertfești lui Dumnezeu, pe care le predai lui Dumnezeu, le vei primi înapoi, dar într-o altă formă.
absolut toate lucrurile pe care le-ai predat lui Dumnezeu, le vei primi înapoi, dacă aș putea să spun așa, curățite prin foc. Gata să slujească unor scopuri nobile, veșnice și dumnezeiești. Dumnezeu, mulți întreabă, e frustrant ce spune Sfânta Scriptură, să dau, zice, dacă vrei să fii mântuit, dă absolut totul. Deci toți trebuie să dăm absolut totul. Dar ca principiu trebuie să dai totul. Nu există om mântuit care să nu trebuie să ajungă la altarul lui Dumnezeu și să spună, Doamne, îți dau absolut totul. De azi înainte, factorul definitoriu al vieții mele va fi Dumnezeu. Cum? Păi mănânc ce spune El, beau ce spune El, mă port cum spune El, la lucru, acasă, cu familia, cu copiii, îmi cheltui banii cum spune El, îmi cheltui energia cum spune El. Asta înseamnă să pui pe altarul lui Dumnezeu. Vei primi toate lucrurile acelea înapoi, dar vor sluji scopurilor lui Dumnezeu. Vor sluji unor scopuri nobile, vor sluji unor scopuri veșnice. Vor avea semnificație veșnică, da? Asta este viața de înviere pe care ne-o dă Dumnezeu. Ne ducem negativ într-un sens, da? Negativ, nu păcătos. Folosesc termenul negativ, nu în sensul de păcătos. Ne ducem cu atitudinea asta negativă. Dăm totul, lepădăm, ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu. Îi ruperea asta lăuntrică, îi predarea asta de sine. Îi crucea care ne separă de absolut toate lucrurile și de absolut orice. Îi dăm totul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ni le dă înapoi, dar ni le dă unui om care este nou acum, care este transformat acum, care nu mai are lucrurile acestea ca niște idoli în viață, ci unui om care va folosi lucrurile acestea cu un scop, da? Cu o semnificație eternă veșnică. Ăsta e principiul învierii pe care îl vedem în acest text, și acest principiu al învierii se aplică în viața noastră în fiecare zi. Să nu ne mulțumim cumva cu anumite acte de pocăință pe care le-am făcut acum nu știu cât timp. S-ar putea ca cu trecerea timpului, exact cum oaia trece prin scaieți și prin boscheți, să se prindă de ea tot felul de lucruri și să rămânem frânați în viața de credință, pentru că am început din nou. Calvin spunea o expresie foarte interesantă. Inima noastră este ca o fabrică de idoli. Dacă ai distrus câțiva, în câtva timp ia fabrica alții. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și din nefericire pentru firea noastră pământească, acest proces de crucificare, da? Acest proces de crucificare, de lepădare de sine, de purtare a crucii, acest proces de predare, acest proces de aruncare pe altar a tuturor lucrurilor dragi nouă, trebuie să dureze toată viața noastră. Absolut toată viața noastră. Dumnezeu să ne dea putere în seara aceasta ca fiecare dintre noi să ne analizăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să vedem care sunt lucrurile din viața noastră care au devenit idoli. Pentru că ne sabotează relația cu Dumnezeu, ne sabotează relația cu frații, ne sabotează setea spirituală. Întreabă-te în seara aceasta de ce nu mai ai sete spirituală după Dumnezeu. Întreabă-te în seara aceasta de ce nu te mai mișcă cuvântul lui Dumnezeu. Întreabă-te serios în seara asta. Întreabă-te în seara asta serios de ce practicăm religia baptistă reformată sau ciofia atâta de mecanic și automat. Întreabă-te serios, care este lucru care suge energia din viața ta? Care sunt lucrurile acelea care au crăpat vasul tău și se scurge tot din el? Ești gol, ești sec, ești pustiu. Ce se întâmplă? Care e? Și veți vedea că sunt anumite lucruri cu care trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu pe altar. Mântuirea este prin har și prin credință. Dar este foarte interesant să vedeți în Scriptură cum se îmbină lucrurile astea două. Dumnezeu ne mântuie prin har și prin credință și după aia urmează o viață de lepădare de sine și de purtarea crucii. El a purtat crucea pentru noi, suntem mântuiți odată pentru totdeauna, nu pierdem niciodată această mântuire, dar purtarea mântuirii noastre presupune și purtarea crucii. Ducerea mântuirii noastre presupune luptă, agonie. Lucrarea mântuirii noastre, da? Perseverența noastră în har, urcarea noastră spre ceruri, da? Cu ajutorul lui Dumnezeu, presupune mereu statul în fața altarului și predat, sacrificat lui Dumnezeu în continuu. Ca să facă Dumnezeu ce vrea El. Ce vrea El. Ar fi interesant să vă faceți o listă, e foarte benefic pentru suflet, foarte trist pentru firea pământească, în care să vă scrieți lucrurile cele mai dragi din viață. Persoane, relații, faimă, ce vreți dumneavoastră, lucruri, bani, case, absolut orice. Și să te întrebi sincer, sunt gata la propriu fizic să dau lucrul ăsta pentru Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îmi cere și îmi cere din cuvântul lui să fac lucrul ăsta și ajung la convingerea asta, sunt gata să fac mișcarea asta. Sunt gata să fac mutarea asta. Sunt gata să pierd prietenii, să pierd relații, să pierd imagine, să pierd reputații, să pierd bani, să pierd casă, să pierd mașină. Păi abia m-am schimbat-o. Abia m-am mutat. Păi abia mi-au crescut salariul. Nu, cum? Asta este întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre noi. Și este o întrebare pe care trebuie să ne punem zilnic. Fie ca imaginea aceasta minunată, extraordinară, fantastică a jertfirii Domnului nostru Iisus Hristos, a ceea ce Dumnezeu Tatăl a făcut pentru noi în persoana Domnului Iisus Hristos, să ne miște într-o asemenea măsură practic
încât să ajungem și noi la altar. Nu fugiți de la altar. Să știți că Dumnezeu o să ne tragă acolo. Și o să fie dureros pentru noi. Și noi, cu mânuțele noastre, o să trebuiască să dăm drumul la lucrurile acelea bune, prețioase, dar din care am făcut niște idoli. Noi, cu mânuțele noastre. Hai.